Diferența de 488 de milioane de euro va fi finanțată de la bugetul de stat. Deci banii aceștia vor fi acordați complementar împrumutului de la BEI. Ultima tragere din împrumut va fi 31.12.2014, motiv pentru care nu pot decât să le urez colegilor mei de la Metrorex și domnului ministru Berceanu să facă lucrări cât mai rapide și mai bune pentru modernizarea traficului de călători în București.